Darius Vâlcov, fost ministru, senator și consilier al premierului Viorica Dăncilă, a fost condamnat definitiv la închisoare. Curtea Supremă l-a trimis la 6 ani de închisoare în dosarul tablourilor, care se referă la faptul că Darius Vâlcov a investit banii obținuți din fapte de corupție în obiecte de artă și tablouri ale celor mai cunoscuți pictori români. Decizia a fost dată în urmă cu puțin timp, iar poliția trebuie să pună în aplicare mandatul. Însă Darius Vâlcov nu este în țară. Maria Moș are detalii. Bun găsit, Maria! Bun găsit tuturor! Acum urmează procedura standard. Poliția îl va căuta la domiciliul pe care acesta îl avea declarat în România și dacă nu este găsit, atunci va fi dat în urmărire internațională. Potrivit surselor Euronews România, Darius Vâlcov este plecat în Italia încă din anul 2020. Acolo și-ar fi deschis și o firmă și are inclusiv declarat un nou domiciliu. Așadar, este cel mai probabil că va fi pus în urmărire internațională și autoritățile române să ceară extradarea. Având în vedere faptul că Darius Vâlcov s-a refugiat și el în Italia, alături de alți condamnați, acea țară oferă impunitate condamnaților dacă au acolo reședință, ceea ce ar fi și cazul lui Darius Vâlcov. Au fost și alte situații în care curțile de apel din Italia au refuzat să trimită în țară condamnați români. A fost astăzi trimis la închisoare printr-o sentință definitivă Darius Vâlcov pentru 2 infracțiuni, trafic de influență și spălare de bani. Pedeapsa a fost redusă de la 8 ani, cât a primit în primă instanță, la 6 ani, pentru că una dintre fapte s-a prescris. Prima instanță s-a pronunțat în anul 2018 în cazul lui Darius Vâlcov și chiar și așa acesta a devenit în acea vreme consilierul fostului premier, adică al Vioricăi Dăncilă. Este o anchetă aceasta în dosarul tablourilor care se derulează de aproximativ 8 ani. Darius Vâlcov este acuzat și chiar găsit vinovat de faptul că ar fi cerut mită 20% din valoarea unui contract pentru extinderea rețelei de apă din mai multe localități din Dolj. Procurorii spuneau la vremea respectivă că Darius Vâlcov se întâlnea în cimitire, în anumite întâlniri conspirative, pentru a nu fi văzut atunci când lua pungi în care se aflau bani cash. Banii obținuți din mită, aproximativ 2 milioane de euro, ar fi fost investiți în tablouri și obiecte de artă. La perchezițiile făcute acasă la Darius Vâlcov au fost găsite inclusiv lingouri de aur.